voi modera și, bineînțeles, eu ce o să vă spun despre gândurile noastre de viitor, despre cum vreau să arate Botoșanul, despre cum se poate dezvolta Botoșanul. Domnul Iftimeniu este ajunge, o să vreau să vă prezint pe colegii mei, care fiecare dintre ei vor spune câteva lucruri în cursul acestei întâlniri. Eduard Militeru, secretar de stat la Ministerul Inovării și Digitalizării, colegul nostru aici prezent. Doamna Bobolaia Anca, directoarea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, președintele Organizației Oamenilor de Afaceri a Partidului Național Liberal, domnul Cristian Alexu, și cei doi președinți, președintele Organizației Județene a Tinerilor Liberali, Ștefan, care spun doi tineri, ei sunt și antreprenori la început, antreprenori care se încadrează exact în profilul celor pe care noi încercăm să-i atragem și să-i ajutăm în această perioadă. Și, nu în ultimul rând, Robert Roman. Am plecat la acest drum, analizând care este situația de moment a municipiului. Am plecat cu niște semne de întrebare foarte mari, am văzut niște statistici și am constatat că într-una din statistici naționale, Botoșanul este și el undeva pe primul loc. Din câte înțeleg, doamna directoră să ne mai spună că, din păcate, am mai ajuns undeva pe primul loc, de fapt, pe ultimul loc. Dar noi suntem pe primul loc, Botoșanul, la cei care au plecat în ultimii 4 ani din municipiu și din județ. Cei mai mulți care au plecat și și-au luat rezidență fiscală oriunde în Europa, sunt din județul Botoșani, licit din municipiul Botoșani. Cifra este considerabilă. Vorbim aici, în ultimii 4 ani, de 11.000 de oameni. Și vă gândiți, cei care au luat rezidență fiscală să mai aibă dublă impunere și să plătească și în statul european unde au plecat, și în România. Gândiți-vă și la cei care au plecat, care nu și-au declarat rezidența fiscală. Ei bine, Botoșani este pe primul loc. Și mă uitam că dacă în 2021, după o rând de alegeri, toată lumea avea așteptări mari. Au plecat undeva la 1000 și ceva de oameni din Botoșani. În anii următori, 4000 și ceva, 4000 și ceva, și doar până în, la jumătatea lui martie anul ăsta, undeva la 900 de persoane. Mă gândesc că până la sfârșitul anului ajungem tot acolo. Mulți. Și nu pleacă cineva să lucreze cu acte acolo, vorbind de oameni care sunt specializați. Deci noi pierdem forța de muncă specializată, s-au convins că n-au viitor aici și își caută norocul în altă parte. Când vorbim și când suntem într-o campanie electorală, când suntem noi acum, toată lumea spune ce o să facă. Toată lumea are tot felul de programe. Eu am trecut prin etapele astea, cum este a 5-a oară, când m-am gândit că degeaba vin și spun că voi face ceea ce trebuie, sau ceea ce spune orice candidat de primar sau orice primar care intră într-o campanie electorală. Toată lumea spune că va face străzi, va asfalta străzi, toată lumea spune că va face sensuri generatorii, iluminat public, că va planta flori, unii mai mulți, alții mai puțini, dar cam asta spune un primar că face. Am spus că degeaba venim să spunem ceea ce suntem obligați să facem. Primarii sunt obligați să facă lucrul ăsta. De asta și încasează salariul. Și atunci, lumea așteaptă de la noi să facem altceva. Din câte știți, am făcut, cred că pentru prima dată, un lucru serios. Acea consultare publică, acel noviu. Știți ce mai ești în primul loc? Locul de muncă, atenție, bine plătit. Și noi venim acum, într-o campanie electorală, într-un Botoșani, care de la o zi la alta,
pierde locuri de muncă. Gândiți-vă la drama celor de la Arțana, 300 și ceva de oameni. Gândiți-vă că și Serconf deja s-a vândut, se închide. Ce vom face noi în perioada asta? Am văzut foarte interesant, s-a luat pulsul tinerilor pe stradă. Unul din ei a spus că vrea să rămână în Botoșani. Este un lucru atât de grav, pe care dacă nu intervenim, măcar în ceasul al 12-lea, trebuie să intervenim noi, cei care putem să facem ceva, bineînțeles, o să mă... Întrebarea este, și ne-am gândit foarte mult împreună cu domnul Iftimi. Ok, noi nu suntem legislativul țării, noi suntem doar un legislativ local. Cum putem noi să-i ajutăm pe acești tineri și nu numai pe tineri să-și găsească locul de muncă? Cum putem să încurajăm antreprenorii tineri? Cel mai important lucru, antreprenorul, să creeze locuri de muncă bine plătite. Vrem, nu vrem, trebuie să recunoaștem că este și un moment extraordinar de propice pentru județul nostru și pentru Botoșani intrinsec. Cu toată părerea de rău, cu toată compasiunea pentru ceea ce se întâmplă în Ucraina, dar este gura noastră de oxigen, este balonul nostru de salvare. Un război care a distrus o țară, un război care nu s-a terminat, iar este marile bănci mondiale. Sunt în momentul de față că pentru reconstrucția Ucrainei acum, azi, trebuie 400 de miliarde de dolari. Gândiți-vă dacă războiul mai durează un an, doi. La ce sumă se va ajunge? O sumă colosală. O sumă care va trebui și Banca Mondială va ajuta. Uniunea Europeană are un angajament clar de a ajuta Ucraina și reconstrucția Ucrainei. Și atunci toată lumea, absolut toată lumea, se gândește cum și când, nu se știe, dar cum să o facă. În momentul de față, dacă vedeți, se lucrează furibund la autostrada așa, autostrada Moldovei. Cred că vom fi și noi exact ca japonezii, vom depăși toate termenele. Eu, dacă îmi spunea cineva acum 2 ani că se face autostrada Moldovei, spuneam, eram clar, eram circumspect. Ca foarte mulți dintre noi, o să mai ținem cont, s-au făcut licitații, s-au atribuit loturile, se lucrează, se lucrează, se lucrează. Sunt două mari probleme de rezolvat cu autostrada. Acum, ducem ce le trebuie celor din Ucraina. Și n-au cum să meargă naval sau aerian pe roți sau pe calea ferată. Și la calea ferată se lucrează aici, la Dornești, la vecinii din Suceava. Se lucrează în ritm alert la reabilitarea cării ferate și la problema care o avem cu ecartamentul acolo. Pentru că în Ucraina, în această perioadă, trebuie să ajungă armament și ulterior și ajutoarele de rigoare. Iar ulterior, în Ucraina, trebuie să ajungă absolut orice. Trebuie să ajungă cărămizi, țevi, robineți, haine, tot ce înseamnă, am dat câteva exemple aleatorii, tot ce înseamnă a reconstrui efectiv o țară. Oamenii de afaceri serioși deja au mirosit, pentru că cel care are succes în afaceri are și un simț aparte. Deja s-au luat terenuri importante în zone importante. În zona Siretului, în zona Rădăuțului, în Botoșani, deja sunt privați care au luat un teren consistent. Pentru că știu că nu pot să cari absolut orice marfă pe cale ferată sau pe autostradă. Unitățile lor de producție trebuie să fie aici, aproape. Se vor reloca. Antreprenorii din Botoșani, existenți cu ceva vechime, cred că în sfârșit le vine și lor așa o perioadă înfloritoare. Și o să mă întrebați, ok, ce poate
Și noi știm exact, exact ce trebuie să facem, să fie în interesul atât a cetățenilor din Botoșani, a tinerilor și a celor care au loc de muncă și, în primul rând, a antreprenorilor. Dar pentru a ajunge acolo, să rupe doamna director să ne spună ceva despre situația actuală a ocupării forței de muncă în județul și municipiul Botoșani. Vă rog frumos! Bună ziua tuturor! Sunt o persoană care este alături prin activitatea pe care o desfășoară, atât de antreprenori, cât și de persoanele în căutarea unui loc de muncă. Mă bucur astăzi că văd aici, în mijlocul dumneavoastră, câțiva foști elevei mei la cursurile de antreprenoriat din anii 2018-2019, care au avut curaj să dezvolte o idee și să pornească la un drum. Mă uit cu mândrie, cu admirație și cu bucurie la ei. Însă, un ochi plânge, un râde. Un antreprenor dezvoltă o idee, o pune în aplicare, creează afacerea. Afacerea are nevoie de trei elemente foarte importante pentru a merge, a porni și a merge mai departe. Resurse materiale, resurse financiare și resurse umane. Dacă domnul Flutur v-a povestit și vă va spune în continuare despre necesitatea acoperirii resurselor materiale, dacă resursele financiare apar sau sunt puse la dispoziție de către antreprenor, eu am să vorbesc despre resursa umană. Resursa umană atât de necesară antreprenorului, atât de greu de găsit și atât de greu de păstrat. Am să vă prezint câteva date statistice, deși o să spuneți că le vede toată lumea. O să le interpretez puțin. La recensământul din 2020 s-au publicat că în județul Botoșani există undeva puțin peste 392.000 de locuitori. Un alt document care este publicat anual de către Institutul Național de Statistic, balanța forței de muncă ne arată că la începutul anului 2023, 242.000 de persoane din județul Botoșani compun resursa umană. Resursa umană care este ca un, este un rezultat al însumării numărului de persoane bărbați în vârstă între 16 65 de ani și femei între 16 și 61 de ani. Vedem un alt indicator, populația ocupată, care este de 108.200 de persoane. Dintre aceste 108.000 persoane, la nivelul județului Botoșani, puțin peste 61.000 au calitatea de salariat la începutul anului 2023. Rămâne o diferență de 40.000 de persoane care nu au această calitate de salariat. Avem un slide, un număr de 8.000, ușor peste 8.000 de întreprinzători pe feamuri și indiuri pe care
59.000 de persoane. Pentru că nu sunt nici persoane care solicită un loc de muncă, în evidența Serviciului Public de Ocupare figurau la acel moment doar 3.400 de persoane, credem că sunt acele persoane care au luat calea Europei pentru un venit mai mare decât cel pe care l-ar putea obține aici, pe aceeași muncă. Mai analizăm încă, din alt punct de vedere, datele Institutului Național de Statistică și vedem că din cele 242.000 de persoane, fără 100.000 care sunt ocupate, avem mai mult de 50% persoane care nu figurează în nicio evidență, persoane care sunt în vârstă de muncă. Mai dăm deoparte aproximativ 12.000 de elevi care ar fi cu vârsta între 16 și 18 ani. Dar rămâne cu 130 și ceva de mii de persoane. Ne mai uităm la gradul de ocupare. Acel grad de ocupare asumat prin Strategia Națională de Ocupare pentru perioada 2021-2027 la 75%. După cum vedeți, la începutul anului 2023, județul Botoșani are un grad de 43,7%. Spuneam acum ceva timp într-o ședință publică că trebuie să suntem fericiți că există județul Vaslui. Astăzi, nu trebuie să mai fim fericiți, pentru că în ceea ce privește gradul de ocupare, Vaslui ne-a depășit. Suntem antepenultimul județ din țară. După noi, mai sunt Călărașul și Giurgiu. Deci, plecăm. Încurajăm antreprenorii, tineri, cei care au voință și care au putință. Există însă tineri, acei tineri niți pe care îi numim noi, tineri care nu au un loc de muncă, care nu urmează o formă de învățământ sau o formă de instruire. Pentru acești tineri este foarte important că ei să